Și în ultima ședință a Comitetului Director din Spitalul de Urgență Roman din 23 februarie s-a repus în discuție o decizie mai veche, aceea de prelungire a contractului de muncă a oricărui salariat pensionabil cu doar cel mult 3 luni peste vârsta standard de pensionare. În aceste condiții pleacă acasă aproape toți medicii care au împlinit vârsta ieșirii la pensie, cu excepția doctorului Dorina Luchian de la secția de oncologie, care este singurul medic de specialitate din spital. Într-adevăr, aici era o situație, au fost situații mai delicate și situații care au generat evident și discuții pe baza lor, dar trebuie să vă aducem la cunoștință că au avut loc mai multe întruniri ale comitetului director împreună cu sindicatele, în care s-a luat hotărârea ca prelungirea pentru medicii care s-au pensionat să fie doar de 3 luni de la data de la care trebuie să fie de drept pensionați. Mai mult decât atât, departamentul RUNOS ne-a specificat că prelungirea este posibilă peste această perioadă de 3 luni, doar în specialitățile deficitare, și prin specialități deficitare se înțeleg specialitățile în care nu există niciun medic, niciun alt medic care să-și desfășoare activitatea în cadrul spitalului, cu avizul ordonatorului de credite, care în cazul nostru este Consiliul Local, și bineînțeles cu aprobarea expresă a Colegiului Medicilor Neamț. Serviciul de Resurse Umane au comunicat persoanelor în discuție faptul că medicii vor fi păstrați doar în compartimentele deficitare. În această categorie intră doctorul Dorina Luchian, care este singurul medic-oncolog. Aceasta are avizul ordonatorului de credit Primăria Municipiului și avizul expres al Colegiului Medicilor. Doamnei doctor Luchian, doamna doctor este în prelungire de peste 2 ani pentru că este singurul medic care își desfășoară activitatea în compartimentul de oncologie. Și în tot acest răstimp noi am făcut demersuri pe la clinicile universitare pentru a găsi un medic interesat să continuă activitatea în cadrul spitalului nostru. Avem promisiune de la o doamnă doctor din Târgu Neamț care s-a arătat interesată în a ocupa acest post, dar până nu finalizăm această operațiune nu putem da detalii. În situația imposibilității de prelungire a activității se mai află și medicii Olga Cernomaz de la interne, Gheorghe Buburuzan de la ORL, Viorica Găucă, neurologie, Ionel Subucanu, psihiatrie, dar și jurista Liliana Moisă. La restul medicilor care s-au pensionat s-a aprobat, vă zic, nu este decizia unilaterală a unei singure persoane, este decizia întregului comitet director avizată de sindicatele care participă de fiecare dată la ședință, atât sindicatul medicilor cât și sindicatul asistenților. Și nu ne referim numai la medici, ne referim la toate categoriile de personal, asistenți, infirmieri, îngrijitori, brancardieri și medici. Deci pentru toate aceste categorii s-a luat decizia ca prelungirea activității să fie doar pe o perioadă de 3 luni de zile. La psihiatrie, postul de medic al doctorului Ionel Țubucanu a fost deja anunțat în Viața Medicală pentru scoatere la concurs. Dacă postul nu va fi ocupat, doctorului Ionel Țubucanu îi se va aplica regula prelungirii activității cu doar 3 luni. La psihiatrie se va analiza, am scos de curând un post la concurs care a fost deja publicat în Viața Medicală din data de 12 februarie și așteptăm 15 zile termenul necesar legal, termenul legal pentru înscriere la concurs. Aici este o situație de analizat, în sensul că dacă se va înscrie cineva la concurs, evident, postul va fi ocupat de persoana respectivă și atunci domnului doctorii se va prelungi contractul doar cu 3 luni de zile. Postul de jurist a fost scos la concurs și a fost ocupat de jurista Anca Oprea, care a părăsit postul de consilier juridic din cadrul Consiliului Local Roman. Liliei Moisei a fost prelungită activitatea cu cele 3 luni stabilite, după care în luna aprilie va părăsi spitalul definitiv după 40 de ani de activitate. Măsura pensionării medicilor și asistenților medicali este destul de contestată în condițiile în care conducerea spitalului se plânge în permanență de lipsa de personal medical.